Tom Lantos sosise în București în data de 25 mai 1997 ca congresman american și împreună cu ambasadorul evreu al Statelor Unite, Alfred Moses, și cu câțiva clienți de ei lor, a avut o întrevedere cu prim-ministrul român Victor Ciorbea. El a prezentat cu această ocazie intențiile oamenilor de afaceri americani și canadieni de a-și dezvolta afacerile în România. La vedere, principalul scop al vizitei era acela de a insista pentru finalizarea afacerii Dracula Bell Helicopters, al cărui contract nefavorabil României fusese semnat la 21 mai, urmând să ne coste 2,5 miliarde de dolari. Mai mult, Lantos cere ca acești investitori americani și canadieni să fie tratați favorabil de către oficialii români, arătând că în schimb se va ocupa de intrarea României în NATO și sfârșind prin a-l invita pe Victor Ciorbea în Statele Unite la o expoziție de fotografii a soției sale. Vizită pe care premierul Ciorbea o onorează, vizită de afaceri, de fapt, pe deasupra fiica sa alegându-se și cu o bursă de studii în America. Cea mai cunoscută firmă canadiană, potențial investitoare la acea dată în România, benefică nouă, era puternica Bombardier, ce dorea să cumpere fabrica de tehnologie aviatică Romaero Băneasa. Nu aceasta beneficia însă de sprijinul lobby-ului evreiesc. Din păcate, echipa Lantos Moses prefera la această privatizare pe magnatul evreu-american Pritzker, astfel că agentul lor, Philip Boom, își folosește oamenii plasați strategic în interiorul fondului proprietății de stat, pe funcții de conducere, așa cum erau directorul FPS Dan Gozia, fost director tehnic la Romaero, și Tudorel Dumitrașcu, director de relații internaționale în FPS. Reușind astfel în 1998 îndepărtarea de la privatizarea Romaero Băneasa a firmei Bombardier în favoarea lanțului hotelier Hyatt, ce aparținea familiei Pritzker. Afacerea cu Hyatt, dovedindu-se putredă, nu s-a mai încheiat. Presupunea distrugerea firmei românești. Afacerea canadiană de mare anvergură demarată în acea perioadă este însă alta, respectiv concesionarea exploatării aurifere de la Roșia Montană către firma româno-canadiană Eurogold Corporation, înființată tot în 1997. Formula finală a licenței s-a perfectat sub numele de Gold Corporation SRL, al cărei acționar majoritar era compania canadiană Gabriel Resources. Concesiunea a fost semnată abia în 1999 de către fostul ministru al industriilor din cabinetul Ciorbea, Radu Berceanu, pe aceeași funcție și în următoarele două guverne. Este vorba de hotărârea de guvern 458 din 1999, prin care s-a aprobat licența 47 din 1999 de concesiune pentru societatea Gold Corporation. Astfel, pentru suma de numai 3 milioane de dolari, cât este contravaloarea concesiunii, firma Gabriel Resources a obținut dreptul de exploatare a unui zăcământ de peste 800 de tone de aur și 2000 de tone de argint, în valoare de circa 10 miliarde de dolari. Pe deasupra, deoarece zona Roșia Montană a fost declarată de către autoritățile românești zona defavorizată, firma canadiană urma să beneficieze, conform legii, de scutiri de TVA pe o perioadă de 10 ani, precum și alte facilități specifice paradisurilor fiscale. În spatele întregii afaceri se află magnatul escroc Mark Rich, care face parte din cartelul mondialist al bancherilor evrei Rothschild, dar și Frank Timiș. Implicarea grupului Rothschild s-a dovedit devenind fățișă prin finanțarea de către Banca Rothschild, Statele Unite,
afacerii exploatării aurifere românești de la Roșia Montană.